Frați și surori, perioada pe care omenirea o traversează în vremea de acum nu este una deloc simplă. Observați dumneavoastră ce se întâmplă pe plan politic, observați dumneavoastră că lumea este într-o adevărată frământare și lumea consideră că este într-un adevărat pericol pentru că se vorbește tot mai mult de posibilitatea apăsării butonului nuclear în conflictul care nu este departe de noi. Pentru voi, cei ce sunteți copii ai Domnului, astăzi vreau să vă spun un lucru. Nu vă îngrijorați. La butoanele Universului încă e Domnul. Dar dacă lumea se frământă atât de tare pentru ceea ce se întâmplă în jur, aș vrea astăzi să mă îngăduiți să vă vorbesc despre o frământare pe care ar trebui să o aibă fiecare om și fiecare copil al lui Dumnezeu. Există un pericol pe care, dacă nu-l luăm în considerare, va trebui să plătim foarte scump. Este vorba despre păcat și mesajul din această zi poartă tocmai acest titlu. Pericolul cochetării cu păcatul. Joi a fost o săptămână de când am predicat aici, în Biserica Porta Cerului, un mesaj inspirat din căderea omului după Inima lui Dumnezeu, din căderea lui David în păcat. Și am putut să înțelegem că lucrurile importante din viață pot fi pierdute foarte, foarte ușor. Însă, astăzi, dacă suntem în casa lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea în această zi, în mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, să mergem exact în aceeași direcție. Și aceasta pentru că Dumnezeu, când ne călăuzește spre o anumită direcție în mesaj, este pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are ceva de spus. Și aș vrea să fim foarte atenți fiecare dintre noi. Vorbim despre păcat. Ce este păcatul? De ce păcatul este o problemă atât de mare înaintea lui Dumnezeu? Uitați-vă, de ați fost atenți la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ați văzut ce s-a întâmplat? Poporul Israel a primit poruncă din partea lui Dumnezeu înainte ca să cucerească cetatea Erihon, Dumnezeu i-a zis să nu luați nimic din ce acolo. Chiar dacă ar fi lucruri tentante pentru voi, să nu luați nimic din lucrurile acelea, pentru că toate sunt sortite pe Și a fost acolo un om cu numele Acan, care la un moment dat a zis, am auzit și eu porunca, dar nu fi mare lucru să pun și eu mâna și să iau ceva din lucrurile acestea care oricum sunt sortite pieirii și pierzării. Însă îndată după ce s-a întâmplat asta, nimeni dintre oamenii din jur nu știa nimic. Dar Dumnezeu din ceruri vedea așa. Atenție, mi-am subliniat câteva lucruri. Îndată ce Acan a luat din lucrurile sortite pieirii, Scriptura zice și Domnul s-a prins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Apoi, vă rog să fiți atenți, Domnul îi vorbește lui Iosua și zice, de aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire, eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Observați cât de radical este Dumnezeu când e vorba despre păcat. Dumnezeu spune, eu nu voi sta acolo unde stă păcatul. Frate și soră, vrei în casa ta să stea Dumnezeu? De vrei să stea Dumnezeu în casa ta, nu e voie ca să ții păcatul în casa ta. Nu e normal să ții și păcatul, pentru că Dumnezeu nu stă în același loc cu păcatul. Și de aceea vreau în această zi, frații mei, surorile mele, să vă chem la curăție de inimă înaintea lui Dumnezeu, să vă chem la pocăință și să înțelegeți că suntem datori în vremea de acum să veghem fiecare dintre noi. Veghere este cuvântul de ordine. Dragii mei, din nefericire, câteodată privim păcatul ca pe ceva care nu face altceva decât să ne ajute să ne descurcăm în viață. E bine să ne descurcăm în viață, dar noi nu avem dreptul să ne descurcăm oricum. Sunt lucruri pe care nu avem dreptul să le folosim și să le facem dacă vrem să vedem bine cuvântarea lui Dumnezeu. Uciderea lui Acan, prezentată în cuvântul care a fost citit aici ne arată cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. Și vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, prieteni dragi, păcatul în realitate este foarte, foarte, foarte periculos. Dar din nefericire uităm lucrul acesta. Prea des să uităm. De s-ar întâmpla să ții un șarpe în casă. ce s-ar întâmpla în casa ta? Te-ai duce și te-ai culcat liniștit în pat? Nu. Deci ar intra un șarpe în casă, ar fi atâta agitație în casa aceea, ai răsturna lucrurile de la locul lor, te-ai întorce în coace și încolo, ai țipa, ai striga. Dar când intră păcatul în casă, care e mai periculos decât orice șarpe periculos, te agiți în același fel. Sau? Dacă intră un terorist într-un aeroport, știți ce se întâmplă? Agitație maximă. Călătorii, pasagerii sunt opriți, nu mai intrați acolo, nu mai intrați dincolo, intră forțe de ordine și așa mai departe. Și agitație multă, arme și toate cele, ca să scoată afară teroristul. Dar când intră păcatul în viața noastră, eu are aceeași agitație? Mă tem că nu. Când intră păcatul în viața noastră, lipsește agitația care ar trebui să fie prezentă când intervine acest pericol. Ba mai mult, oamenii chiar încearcă să domesticească păcatul și să-i zică are și el un locșor aici pe lângă noi mai încape și El pe aici, pe lângă noi. Însă, dragii mei, vreau astăzi să vă spun și vă rog să țineți minte. E un cuvânt pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru Biserica Poarta Cerului și pentru cei ce se închină aici. Păcatul ne expune la cele mai mari pericole și din toată inima dorim să ajungem cu toții la răsplătirile cerești. Însă, ca să ajungem la răsplătirile cerești, N-avem voie să ne lăsăm mușcați de șarpele acestea care să aducă păcatul în viața noastră. De ce este periculos să cochetesc cu păcatul? Dragii mei, în termeni simpli, 1. Pericolul numărul 1. E ușor, vai prea ușor să comiți păcatul. De aceea e periculos păcatul. Pentru că e ușor de făcut. Ascultam un comentariu despre ceea ce se întâmplă. Între Rusia și Ucraina. Și oamenii se tem că cineva va apăsa butonul roșu și a venit cineva și a comentat: că Ca să se apese butonul roșu, trebuie să fie trei degete care îl apasă. Trebuie să fie președintele, trebuie să fie șeful statului major și mai trebuie să fie nu știu care. Ei, nu e așa de simplu de apăsat butonul roșu. Dar de păcătuit e așa de simplu și de la îndemână. Luați-l în considerare pe Acan. Era luptă. Ierihonul cădea. Israeliții înaintau pe front. Și rămâneau lucruri în dreapta, rămâneau lucruri în stânga. Și la un moment dat se uită Acan în jurul lui. Nu vede pe nimeni. Se vede pe el. Și acolo, așa de aproape, era o mantă de șinear. Haină de firmă se purta în vremea aceea. Acolo aproape de el era o placă de aur, acolo erau arginți. Ochii lui au văzut, mintea a început să argumenteze și să zică, oare cum mi-ar sta mie îmbrăcat într-o manta de șinear? Voi fi cel mai arătos, cel mai prezentabil, cel mai chipeș am să o iau. Și am mai pus întrebarea, oare cum mi-ar sta mie să fiu bogat? Să am arginți? Să am placă de aur? Ochii au văzut, mintea a adus argumente și vreau să vă spun, e atât de la îndemână să faci păcatul. De aceea spun că e periculos să cochetezi cu el, pentru că e prea la îndemână să-l faci. De ce spun că e la îndemână? Câteodată, un singur buton, un singur clic la calculator, o singură apăsare cu degetul pe ecranul tactil al telefonului tău, e așa de ușor să cazi pradă păcatului. Dar eu astăzi strig în numele Domnului tuturor celor ce sunt prezenți aici. Nu strig eu, strigă cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 10 cu 12. Este un cuvânt care zice așa, Așadar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. S-ar putea că ești aici și zici, oh, Da, Luacani s-a întâmplat că era mantat de șinear, dar nu se mai poartă astăzi. Asta se poartă altceva. S-ar putea să fii tentată sau tentat să porți hainele de firmă din ziua de astăzi. Nu vreau să mă judecați greșit, dragii mei, dar vai hainele câte victime fac. Hainele! Câte victime fac. Am citit cândva interviurile date de șapte bărbați care au violat o fată, șapte băieți care au violat o fată. Erau arestați și au fost intervievați, de ce ați făcut asta? Și unul dintre cei șapte a zis așa, păi dumneavoastră n-ați văzut cum era îmbrăcată. Foarte la îndemână să faci păcatul astăzi. Dacă nu-i manta de cine are altceva, dacă nu-i bogăție, e altceva, dar e foarte, foarte la îndemână și de aceea vă spun astăzi, este periculos din calea afară să cochetesc cu păcatul. Mă rog lui Dumnezeu ca noi credincioși din poarta cerului să ținem păcatul afară din casa noastră, să-l ținem departe de viața noastră și să zicem, Doamne, dacă ai scris în dreptul nostru, te telestai, s-ai sprăvit, de ne-a iertat păcatul, ajută-ne, Doamne, să trăim în sfințenie. Nu vedeți, dumneavoastră, Acan, un soldat viteaz din armata Domnului, a căzut atât de ușor în păcat. E ușor să cazi în păcat, de aceea spun că e periculos păcatul. E prea ușor să cazi în păcat și de aceea astăzi, frați, surori, prieteni dragi, în dreptul tuturor și în dreptul meu, strig acest cuvânt. Veghere! Al doilea pericol al cochetării cu păcatul. Dacă întâi, păcatul este periculos pentru că e prea ușor de făcut, e prea ușor accesibil. În al doilea rând, păcatul este foarte periculos. Pentru că este imposibil ca păcatul să rămână ascuns. Mă apropiu de microfon și, iertați-mă, dar vreau să mai zic o dată. Este imposibil ca păcatul să rămână ascuns. Poate că vei zice, dar nu știe nimeni, frate. Predicam joia cealaltă, cum am spus, despre David. Așa a zis și David. Așa de bine le aranjez eu încât nu se prinde nimeni și nu știe nimeni. Numai că sus în cer este Dumnezeu care le vede pe toate și care le știe pe toate. De aceea spun că păcatul este foarte periculos pentru că este foarte, foarte greu de ascuns, este imposibil de ascuns. Acan nici nu și-a imaginat că se va afla ce a făcut el. Nici nu și-a imaginat pentru că s-a uitat în jur și a văzut că nu-i nimeni în preajmă ca să-l vadă. Nu știm cât timp a durat, cât timp au stat ascunse obiectele furate de Acan. Dar cert el este că la un moment dat au ieșit la iveală. Ați ascultat cuvântul citit. Le-a luat Acan și a zis, așa de bine am să le ascund, încât nimeni nu va ști niciodată unde le-a ascuns fac o groapă sub cortul meu, stăteau în corturi. Am să fac o groapă în cortul meu, sub covorul ăla pe care îl pun eu un covor, acolo sub covor e și o groapă pe care o stup cu pământ și pun covorul și nu se știe nimic. Imaginați-vă că Acan dormea acolo în cortul acela. Dormea peste Păcat și căuta să fie liniștit că nu știe nimeni. Dormea peste păcat și era liniștit. Mai mult frați și surori acan cred că se și ruga acolo peste păcat. Da? Că familie de evrei credincioși, poporul Domnului. Și cred că și a aduna familia la rugăciune, așa cum făcea fiecare evreu evlavios, își aduna familia la rugăciune și cu siguranță se rugau peste păcatul acela ascuns acolo. Și probabil că își zicea în sinea lui, de dormit dorm liniștit, de rugat ne rugăm și ne aude Dumnezeu din ceruri. Mai mult decât atât, sunt sigur că Acana și invitat la părtășie cu el și pe alții. Să vină și alții să stea cu el la părtășii acolo în cort. Și au avut și părtășii frumoase peste păcatul acela ascuns. Bietul Acan. El a încercat să trăiască o viață normală cu păcatul ascuns. Însă, adaug eu și zic, cu păcatul în viața ta nu se poate trăi o viață normală. De ce asta? Pentru că oricât ar căuta omul să ascundă păcatul, Dumnezeu din ceruri, ochii lui Dumnezeu, întotdeauna văd păcatul. Acan credea că nu se vede, Dumnezeu din ceruri îl vedea în fiecare moment. Și interesant, intervine în mod paradoxal înfrângerea de la ai. După ce au învins ierihonul, o cetate uriașă, imposibil de cucerit, cu ajutorul Domnului au învins Ierihonul, al moment dat le stă înainte o cetate mică, un sătuleț. Și în fața acestei cetăți au stat și au făcut socotelele, au zis, nici nu trebuie să mergem toți. Dacă merg două, trei mii de oameni, e atât de ușor să cucerim cetatea ai. Însă, ce s-a întâmplat la Ai? Dintr-o dată, poporul lui Dumnezeu a fost înfrânt, o înfrângere pe care nu putea să o înțeleagă nimeni. A intervenit falimentul, un faliment pe care nu putea să-l înțeleagă nimeni. Și întreg poporul lui Dumnezeu era bulversat și se întreba, Doamne, unde este binecuvântarea pe care ai făgăduit-o? Și ați fost atenți la citire, Dumnezeu l-a ajutat pe Iosua, omul credincios lui Dumnezeu, să descopere păcatul ascuns, pentru că, atenție, omul care este sincer cu Dumnezeu nu rămâne niciodată în confuzie. Cine-i sincer cu Dumnezeu, niciodată nu rămâne încurcat. Spune iarăși, păcatul este imposibil de ascuns. Este un verset pe care îl reproduc cu drag în fața dumneavoastră și n-ar fi rău poate să-l citim cu toții în Proverbe 28 cu 13. Haideți că poate că-l citim cu toții ne prinde bine, toți cu voce tare. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă durare. Oamenii caută să se consoleze și să-și ascundă păcatul în multe feluri. O, oh, de câte ori nu încercăm să ascundem păcatul, ne consolăm zicând nu-i păcat ceea ce am făcut. Redefinim păcatul. Știți, dumneavoastră, că mai nou, în loc să zică curvie, zic o aventură am avut. Îl redefinesc să sune mai bine, să nu zgârie la ureche. Sau, ca să ascundem păcatul, nu doar că îl redefinim, dar încercăm să facem lucruri bune care să compenseze, zicem noi, și chiar să acopere păcatul. Dacă am făcut păcat, am făcut, dar dacă mă apuc și cânt în biserică, dacă mă apuc să dăruiesc, dacă mă apuc să predic, nici nu se mai vede. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu vede. Ochiul lui vede totul. Și păcatul nu poate fi ascuns de ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă noi luăm păcatul și îl punem într-un colț al vieții noastre, pretinzând că nu mai este acolo, uităm de el, pretindem că nu mai este, că nici n-a fost. Însă păcatul ascuns într-un colț al vieții noastre, din când în când, vine, el nu e rezolvat. Din când în când iese afară și iarăți de bătăi de cap și iară te doboară. O, mantaua aia de șinear, cum te doboară pe tine, Acane! O, arginția aceea, Acane, câtă bătaie de cap și cât necaz îți vor aduce! Observați, dumneavoastră, păcatul e periculos pentru că e prea ușor de făcut, e prea la îndemână, ți se pune ca pe tavă câteodată. Păcatul este periculos pentru că este imposibil de ascuns și în al treilea rând, păcatul este periculos pentru că el costă mult, mult, mult. Păcatul este scump, se plătește din greu. Stă acan înaintea noastră, ca un exemplu din care învățăm Că se plătește un preț prea greu pentru păcatul de care nu vrem să ne pocăim. Se plătește un preț prea greu. Știți, dumneavoastră, că Acan și-a pierdut familia. 36 de suflete au murit cu Acan. Asta face păcatul. Îți distruge familia. Îi dobore pe cei din jurul tău. Și-a pierdut Acan fiii și fiicele cu care se lăuda la porți până atunci și a pierdut pentru că el, Acan, a vrut să ia ceea ce nu era de luat. A pierdut tot ce a avut. Am fost atent la citirea cuvântului lui Dumnezeu și zice, l-au luat pe el fii fiicele lui și mantaua au luat-o, și placa de aur au luat-o, și arginții au luat, și cu ei cu toți a pierit Acan. A pierdut Acan tot, tot, tot ce a avut și-a pierdut reputația. O, cum nu înțeleg oamenii, cât de ușor se pierde reputația din cauza păcatului lui Acan, așa cum am spus, 36 de suflete au pierit. Păcatul costă enorm, pierzi tot, pierzi spărtășia cu Dumnezeu dacă te lași doborât de păcat și mă de el. Pierzi părtășia cu Dumnezeu. Tu crezi că o ai, tu crezi că te rogi, tu crezi că poți să cânți, că tu citești. Dar de fapt, pierzi părtășia cu Dumnezeu. Zice prorocul Isaia în capitolul 59, versetele 1 și 2, zice așa, Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre, Pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Asta face păcatul. Te face să-ți pierzi părtășia cu Dumnezeu. Vai, vai, te face să-ți pierzi sănătatea. Atenție! Pentru că păcatul lovește și distruge tot. Păcatul afectează sănătatea spirituală și chiar sănătatea fizică. Vă aduc aminte și astăzi cum se ruga David în psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zici și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Asta face păcatul. Te face să pierzi părtășia cu Dumnezeu și atât de dureros să știi că ți s-a închis cerul. Te face să-ți pierzi sănătatea spirituală și chiar sănătatea fizică. Și te face să pierzi relațiile cele mai importante. Asta face păcatul. Pierzi relația cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu este afectat de păcatul tău. Pierzi relația cu poporul lui Dumnezeu. N-ați văzut că tot Israelul a suferit pentru păcatul unui singur om. Și pierzi relația cu cei din familia ta pentru că familia este afectată. Vă dați seama cât de periculos este păcatul și mai ales cât de periculosă este cochetarea cu păcatul? Dar mai trist decât orice, când cochetezi cu păcatul, îți pierzi libertatea. Nu mai ești tu. Începi să fii stăpânit de păcat, zice în Ioan, capitolul 8, cu versetul 34. Domnul Iisus însuși zice aceste cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Ce părere aveți, frații mei? Ați înțeles împreună cu mine cât de periculos este să cochetezi cu păcatul? Vă chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos să reînnoim angajamentul de curăție înaintea Domnului. Vreau să închei cu veste bună am veste bună. Păcatul poate fi spălat. Zice cineva un aleluia. Păcatul poate fi spălat, zice Scriptura. El poate fi curățit, el poate fi ridicat, el poate fi îndepărtat de la noi. Da, dar pentru aceasta trebuie să faci ceea ce se numește pocăință. Adică ce înseamnă pocăința? Cine și acoperă fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Stai înaintea lui Dumnezeu! Stai înaintea lui! ia un timp cu el! Du-te în colțul acela de cameră unde ești tu și el! Și zi, Doamne, știu că s-a puzit de despărțire între mine și tine! Dar astăzi stau înaintea ta și te rog, Doamne, dărâmă zidul, pentru că eu vreau să mă pocăiesc. Ce înseamnă să te pocăiești? Înseamnă să te întorci de la răul pe care l-ai făcut, să lepezi răul acela și să zici, Doamne, scapă-mă de răul acela și să întorci spatele răului și să te duci înainte cu Dumnezeu pe cărarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. 1 Ioan unu cu nouă e un verset atât de drag mie. Zice așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De ce credeți că zice El este credincios și drept? ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. El este credincios și ascultă rugăciunea celor ce strigă către El. Dar este drept Știți cum a început serviciul din această zi? Aducându-ne aminte că pentru păcatul nostru a fost gata să plătească Iisus Hristos Domnul. A plătit. Te telestai. S-a isprăvit. Dar știți pentru cine s-a isprăvit? Pentru oamenii care vin lângă Hristos și zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă și pe mine, iertându-mi păcatul și vina. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ștergem vina și păcatul și primește-mă la pieptul Tău, Doamne, pentru că vreau să trăiesc altfel, vreau să trăiesc frumos, vreau să trăiesc aducând cinste numelui Tău. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Dragii mei, dacă există lucruri care ar trebui să ne pună în gardă, este păcatul care, vai, intră prea lesne în viața noastră. O, ce frumos se ruga omului Dumnezeu, avea o slăbiciune, probabil păcătuia cu gura și zicea, pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, păzește ușa buzelor mele. Poate că acesta era slăbiciunea lui. Un alt om al lui Dumnezeu a zis așa, poate avea slăbiciunea privirii spre Lucruri care stârneau poftă și a zis așa, am făcut legământ cu ochii mei că nu-mi voi mai opri privirile asupra ceea ce este ispititor. Dragul meu, păcatul este peste tot în jurul nostru. Și vreau să știți, pentru destinul nostru veșnic este mai periculos decât o bombă nucleară pentru destinul nostru veșnic e mai periculos decât o bombă nucleară, pentru că el, păcatul, dacă îl ținem lipit de noi, ne va arunca într-o zi în iazul cu foc, în pieirea veșnică, despărțiți de Dumnezeu, fără nicio șansă. Dar astăzi eu te chem în numele Domnului Isus Hristos, fii un om înțelept și zi, Doamne, eu vreau să fiu robul tău, nu al păcatului. Eu vreau să slujesc ție, nu păcatului. Eu vreau mădularele mele să le pun în stăpânirea ta. Doamne, să fie stăpânite de tine, nu să fie în stăpânirea păcatului. Vreau ca tot ce este în mine, mintea mea, vorbirea mea, privirea mea, urechea mea, inima mea, atitudinile mele, atitudinile mele toate să fie în slujba ta, Doamne. Ce ziceți, putem să ne rugăm în acest fel, Domnului? Aș vrea să vă chem să ne ridicăm. Să avem un moment de cercetare personală. După ce vom cânta dintr-o cântare, aș vrea să avem un moment de cercetare specială în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Acan a pierit. Pentru că a lăsat păcatul în viața lui. Dar mai avem un exemplu. David, care a fost contaminat de păcat, s-a pocăit și a rămas un om al lui Dumnezeu. Asta face diferența. Pocăința face diferența. Pocăința anulează sentința care se cuvine păcatului. De aceea, în această, sea, în această zi, dragii mei, vă chem în numele Domnului Isus Hristos să stăm cu credincioșie înaintea Domnului, care este credincios și drept și să zicem, Doamne, nu mă lăsa să plec de aici cu păcatele mele, nu mă lăsa să mai las în casa mea păcatul, ci să mă duc, Doamne, și să fac o adevărată revoluție în viața mea, o schimbare radicală, să scot afară tot ce trebuie scos și să-L umpli Tu viața și casa mea cu Tine și cu prezența Ta.